Deci 20 de ani, de 20 de ani tot venim la BLP să ne jucăm. Nu mai știu câți eram, dar cred că eram vreo 30 de oameni. Dacă mă joc în, nu știu, în MOBA sau în Battle Royale, da, mă joc ca să câștig. Asta, în general, e unul dintre cele mai populare jocuri în VR. Chestiile astea sunt complexe, nu înțeleg nimic. Jucându-te diverse chestii, ajungi în situații în care nu ajungi în mod normal. Te dezvoltă, în primul rând, pe plan psihic. Vreau să ajung la Vloggers Land Party. Mult mai mulți oameni. Și jocurile au evoluat, sunt mult mai multe jocuri acum. Dar oricum e super, super fun. Acum avem fete, surprinzător. S-a întâmplat, în primul rând, noaptea. Toată noaptea. Nu mai știu câți eram, dar cred că eram vreo 30 de oameni, habar n-am mai. Cred că a fost în aprilie, aprilie 2013, fix înainte de ziua mea. Și tot că am și câștigat ceva atunci. Atunci ne-am jucat Counter-Strike sau Team Fortress, să mai țin minte exact. Erau două șiruri de calculatoare fix ca în sala asta. E bine, acum e doar o sală, atunci era singura sală. Și atât, fiecare om era cu calculatorul lui. Când nu aveai net, când nu se încărca nu știu ce joc, mi se părea că și astea făceau parte din Farmec. Și mai plecam sâmbătă după masa sau duminică dimineața, nici nu amintesc exact, dar stăteam foarte mult. Era noapte albă. A crescut foarte mult de atunci. Plus că sunt jocuri pe care n-ai ocazia să le joci. Bă, ce-mi place cel mai mult aici e că-s oamenii ăștia super relaxați și de toate felurile. Cred că cel mai important lucru e, nu știu, să lucrezi în echipă. Vita o să vină la bar, vi le luați de acolo și mâncați unde vreți voi, dar nu dați ketchup pe nimic. Asta-i tot, v-am pupat. Am echipa gata de show, tu zi, tu zine echipa de show. Cristiano primește de la Dybala mai departe, argentinianul pentru Cristiano, Dybala, ține capul de Vincei și Dybala, facultat și o lovitură liberă pentru Juventus, ce se însămă, și Dybala, de seria 4-0 pentru Juventus și atât, că a venit și pentru Cristiano la mandată. Nu s-a păstrat ceva din vibe-ul ăla old, pur și simplu e mult mai mare în toată mișcarea, sunt mult mai mulți oameni, de 10 ori mai mulți oameni. E așa l-aș vedea, de peste 5-10 ani, practic o hală imensă, undeva în zona Romexco, să rupe toată lumea. Nici nu mi-ar fi trecut prin cap acum câțiva ani că poate deveni o industrie atât de interesantă și... Plus că probabil că vor veni oameni cu device-uri deja implementate, știi, în urechi. Ei nu mai folosesc căști, ei au o casă implementată aici. În 10 ani câte scot întâmplă asta. Atât jocuri video, cât și eventual niște activități sportive. Dacă aveți ocazia vreodată să încercați VR-ul, mai ales Beat Saber, recomand pe la sub. Joaca e bună, da. Dacă știi cum să o faci. Vreme bună, vreme rea, eu sunt cu echipa mea. Facem show în deplasare prin toată lumea. Toți sunt jucători de clasă, toți sunt star de cinema. Gălă mână în mult picioară când ne va mânta. Crede pe cine, crede pe cine.